Îl avem la telefon pe domnul Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Bună seara, domnule ministru, să trăiți! Bună seara, bună seara! Am văzut o declarație a dumneavoastră, ați participat la această, cum să-i spun, comisie, nu? Sau... A fost o întâlnire trilaterală între România, Ucraina și reprezentanții Comisiei Europene. Unde a avut loc întâlnirea, domnule Scrioșteanu? Pe teritoriul ucrainian, în portul Ismail. Portul Ismail. Era adâncă apa în portul Ismail? Ați măsurat-o? E, nu putem să constatăm din port care este adâncimea. Nu, zicem dacă ați măsurat-o. Bun. Da, haideți, vă rog, știu că nu aveți foarte mult timp. Ce s-a discutat la Ismail în legătură cu Chilia și Băstrăie? Vă rog, vă ascultăm. Deci, suntem pe drumul cel bun, ca să zic așa, în rezolvarea acestei probleme. Practic, și noi și Comisia Europeană am solicitat Ucrainei și Ucraina și-a luat angajamentul că nu va mai efectua nicio lucrare de dragaj, fie ea de întreținere sau de altă natură, pe Chilia și Băstroie până la efectuarea măsurătorilor pe care le-am stabilit vinerea trecută. Și cel de-al doilea punct foarte important este că toate eforturile și ale noastre și ale Comisiei Europene cu sprijinul Ucrainei se vor direcționa către canalul Sulina pentru creșterea capacității, adică proiecte pe care să le implementăm și management pe care să le implementăm în creșterea capacității canalului Sulina, în așa fel încât să poate să acopere tot necesarul de tranzit pe Dunărea Maritimă către porturile ucrainene, românești. Am înțeles. Cu alte cuvinte, nu se va mai naviga pe brațul Chilia? Nu, s-a spus că nu se va mai naviga pe brațul Chilia. Pe brațul Chilia trebuie să se... Păi nu, dar eu văd aici declarația dumneavoastră, domnul Scrioșteanu, și spuneți așa, am stabilit împreună cu delegația Comisiei Europene că activitatea principală de la acest moment se va canaliza către consolidarea canalului Sulina, investițiile în canalul Sulina, în așa fel încât să creștem capacitatea de tranzit pentru preluarea tuturor navelor care sunt pe clusterul Dunării Maritime. Nu știu ce înseamnă clusterul, dar mă rog, contează mai puțin. Da, suma porturilor, să zic așa, Dunării Maritime. Păi și ucrainienii, adică ați vorbit cu ei ca să vină pe Sulina, să nu mai meargă pe Chilia? În condițiile în care capacitatea canalului Sulina va putea să preia toate navele care pot fi încărcate și descărcate în porturile Dunării Maritime, toate vor fi direcționate către canalul Sulina. Bun, dar nu există niciun acord. Sulina... Nu există niciun acord în sensul ăsta cu ucrainenii ca să meargă vasele lor sau vasele terțe pe brațul Sulina. Există o convenție de la Belgrad care statuiază foarte clar că singurul canal între Dunăre și Marea Neagră este canalul Sulina. Normal. Păi e canalul Sulina, dar ei merg pe brațul Chilia. Este normal să meargă și pe brațul Chilia venind dinspre Sulina, pentru că ei au două porturi sau mai multe porturi care este... Nu e normal pentru că există convenția de la Belgrad, de care ați amintit, din 1948. Singurul canal navigabil este pe Sulina. Dar haideți că nu ne certăm acum, că nu avem timp. Nu. Brațul Chilia a fost folosit și este folosit, inclusiv pe nave care vin dinspre Sulina. Nu contează de unde vin, brațul Chilia nu au voie să navigheze pe el, pe Chilia, dar până acolo... Pot să fac acest lucru pentru că există o derogare pe care Ministerul de Externe a dat-o în iulie anul trecut, derogare care prevede, din cauza războiului, că poate să transporte pe acolo cereale, să treacă pe acolo vase cu cereale. Aveți acest acord, domnule ministru? Avem acordul Ministerului de Externe care prevede acordul României pentru a fi... Nu, aveți documentul ca atare? Dumneavoastră, da, Ministerul... S-a publicat. Bineînțeles că l-avem. Ministerul de Externe a permis navelor terțe să tranziteze canalul Chilia. Eu cer de două săptămâni Chilia. Documentul ăsta. Să-l dau eu. Păi nu, ai o declarație de presă ce vrei să-mi dai tu. Nu. Documentul de la Maie. Dăm documentul. E în presă. Ați văzut documentul, domnul? Eu nu l-am văzut nicăieri. L-am văzut în presă. Nu am acces la documente secrete, dar l-am văzut în presă. Ați văzut acest document, domnule ministru? Bineînțeles. Și ce prevede? Deci, este acordul României pentru a fi tranzitat de către nave terțe brațul Chilia. Chilia, corect, da.
Și pe ce perioadă este dat acest acord? Nu cred că are o perioadă delimitată, pentru că nu se știe când se poate încheia acest conflict. Când lucrurile pot să revină la normal. În regulă, da. Cu toate astea, puteți zice, poate războiul ține 100 de ani și distrugem Delta. Dar spuneți-mi, vă rog... Nu tranzitul pe canalul Chilie, distruge Delta, eventuale lucrări de dragaj, fără un studiu de mediu, pot distruge Delta. Nu, și tranzitul, pentru că tranzitul depinde și vasele care circulă pe acolo. Dacă au săpat canalul și sunt vase mari, atunci... Asta, dacă au săpat aici, dacă se fac lucrări fără studii de mediu și fără respectarea tuturor reglementării internaționale, da. Nu e niciun acord, nu s-a publicat niciodată. Până nu efectuăm acele măsurători, să putem să constatăm ce este în teren de fapt, nu putem să vorbim decât pe supoziții. Nu putem să vorbim în supoziție. Avem documente oficiale publicate de către Ministerul Infrastructurii Ucrainean, care spune că pentru prima dată se pot naviga, și rog pe colegii mei, pentru domnul ministru să pună pe ecran documentul, pot naviga vase, adică este o înștiințare către toate navele care pot circula pe Chilia, până la 6,5 metri. Îi rog să pună documentul. Spuneți-mi, vă rog, eu n-am văzut documentul. Numai un pic. Ministerul Ucrainean al Infrastructurii anunță că adâncimea de navigație a crescut de la 3,9 la 6,5. Uite aici, e aici. Spuneți-mi, vă rog, aveți documentul acesta al Ministerului Afaceri Externe? Știu ce a comunicat Ministerul Afacerilor Externe către partea ucraineană anul trecut cu privire la acea permisiune, acea excepție de la... Nu, eu vă întrebam dacă aveți documentul dumneavoastră. Eu personal nu am acest document, dar... Nu dumneavoastră. Ministerul Transporturilor, mă rog. Ministerul Transporturilor cu siguranță are documentul. Bun, dacă are cu siguranță, eu nu l-am văzut până acum publicat nicăieri, vă rog să ne trimiteți și nouă, trimiteți colegii mele sau mie. Dar știți că există documentul ăsta și derogarea. Nu știți pe ce perioadă este. Nu e o perioadă fixă. Bun. Păi nu, bineînțeles că nu e perioadă fixă, dar ar fi trebuit să fie. Doi, știți acordul ăsta pentru ce fel de vase este dat? Este dat pentru tranzit, nu pentru anumite vase, și este dat cu condiția să nu se efectueze lucrări care să... Nu de lucrări, stați o secundă, că lucrările înseamnă una. Eu vă întrebam dacă știți ce conține documentul în legătură cu acordul acesta, ce fel de vase, ce pescaj a trebuit să aibă vasele care trec... Din ce cunosc eu, nu este specificat un pescaj anume pentru vasele care se tranziteze canalul Chilia. Păi bun, atunci v-ați întâlnit degeaba. Vă spun și nu de ne-am ce. Întâlnit degeaba. Ba da, bineînțeles, v-ați întâlnit pentru că vasul este canalul Chilia, o secundă. Canalul Chilia este săpat pentru la adâncime de 6,5 metri și ei au săpat acest canal în momentul în care s-a dat derogarea de către Ministerul de Afaceri Externe, nu de către Ministerul Transporturilor. Și atunci ei au putut să sape că nu era prevăzută nicio adâncime. Da. Eu citez din ce spune Ministerul Afacerilor Externe. Am citit comunicatul. Da, dar sunt două lucruri aici. Unu, așa cum spune domnul secretar de stat, este vorba de tranzitarea canalelor de către nave sub pavilion terț încărcate cu cereale. Așa. Pe o perioadă excepțională, nu se spune. Și al doilea lucru, cineva de la Maie, după părerea mea, profi, așa, a pus ceva acolo și a zis: odată cu acordul părții române, a fost subliniată de asemenea menținerea poziției de principiu a României privind proiectul dezvoltării pentru navigația canalului Bâstroe, precum și că acesta să respecte preve. Poziția noastră oficială din 2004 este să nu săpați pe canalul Bâstroe și pe Chilia. Deci, Maie nu le-a dat dreptul să sape. Păi nu ne-a dat dreptul să sape. Iar toată povestea asta că acum, domne, a venit Grindeanu și face propaganda Rusiei, este o propagandă pentru imbecili. Grindeanu a venit și a spus un lucru de bun simț pe care îl spune, Victor, da, și secretarul de stat: domne, v-am dat acord să tranzitați, v-am dat acord să săpați. Tu trebuie să înțelegi că acest stat a pus acest document la secret. Stai o secundă.
Nu, dar vreau acord... să citesc din document. Da, acolo este o frază sfărăitoare că noi în continuare avem grijă de braț. Ce? Ne menținem poziția legată de proiectul ucrainean, care poziție este să nu săpați. Păi da, și dar în momentul în care nu spui ce capacitate să aibă vasele care trec pe acolo. Nu, nu, nu e așa, nu, scuză-mă. Nu. Cum păi e dacă nu spui că dacă spui că nu trebuie, dacă spui că nu se umblă la canal și nu se fac lucrări, exact, înseamnă că poți să tranziteze nave exact de cât este adâncimea. Păi dar nu scrie nicăieri să nu umbli la canal. Nu, nu, asta înseamnă păi scrie, limbaj... Domnul, va citi domnul Ponta din document că scrie acolo condiția sub care România... E o alambicătură, dar e clară totuși juridic. Adică, domne, noi vă lăsăm să treceți cu navele, dar ne menținem poziția legată de faptul că nu suntem de acord să săpați. Unde scrie asta? Păi nu, asta îți traduc eu din limbajul juridico-diplomatic. Tu știi, acolo nu se vorbește pe înțelesul tuturor. În documente când e vorba de... Nu, nu, e clar, e clar. Nu, scuză-mă, asta chiar e clar. Ce e clar? E clar că nu le-am dat acordul să sape. Da, dar au săpat. A, la fel de clar este că au săpat. Da. Bineînțeles că au săpat. A zis ministerul... Aici dați-mi voie, nu este la fel de clar că au săpat. Păi așa zic ei. Să așteptăm, trebuie să așteptăm să vedem ce spun măsurători. Domnul secretar de stat, v-a ținut partea, dar nu vă mai țin partea. Haideți să vă spun ceva. Nu trebuie să așteptăm nimic pentru că au spus ei de la Ministerul Infrastructurii. Și plus că toată lumea s-a dus și a văzut nave de 6 metri, de 7 metri. Păi bineînțeles, nu, dar au dat ei, este, mai pune o dată aia, să mai citească Victor. Una e una și alta e alta. Nu le-am dat acordul, dar de săpat au săpat. Păi au săpat pentru că este o comunicare oficială către toți cei care vor să tranziteze cu nave, că pot, că au până la 6,5 metri. Da. Uite aici ce scrie. De la 3,9 e pentru prima dată în independența noastră, da? De la 3,9 la 6,5 metri. Da, asta e clar. Bine, când, spuneți-mi când, în ce măsurătorile. Acum facem și măsurători. Că ce-mi așa cum am convenit vineri, păstrăm ca și calendar, pe 15 martie să înceapă partea de măsurători. Da, da, da. Eu vă spun cu tot respectul și față de dumneavoastră și față de domnul Grindeanu, că trebuie, mai ales că participați la aceste întâlniri și cu partea ucraineană, că trebuie să aveți documentul de la Ministerul Afacerilor Externe să vedem foarte clar ce prevede, că nu știm. Am văzut doar un comunicat de presă, din păcate. Bine, dacă intrați în posesia lui, am vrea să-l vedem. Noi am făcut nenumărate cereri să intrăm în posesia lui, n-am intrat. Bună seara, mulțumim mult pentru precizări, numai bine. Mulțumesc și eu, la revedere.